David Popovici a câștigat medalia de aur la campionatele mondiale de natație în proba de 200 de metri liber. El a câștigat cursa cu timpul de 1 minut 43 de secunde și 21 de sutimi, fiind urmat de sud-coreanul Sun Wonhua și britanicul Tom Dean, marele favorit al cursei. David și-a îmbunătățit și recordul mondial de junior pe care îl stabilise în semifinale. Doar Paul Biderman, Michael Phelps și Yannick Agnel au notat mai repede decât românul nostru pe vremea când erau junior distanța de 200 de metri liber. David Popovici este primul medaliat și cel din tâi campion mondial de seniori al României într-o probă masculină. În istoria natației din România am mai avut două sportive care au cucerit medalia de aur pentru țara noastră, Tamara Costache și Diana Mocanu. Think what pushed me the most go this fast. The fact that I know people I love are watching, and that people at home believe in me. David Popovici are doar 17 ani și este singurul campion mondial din istoria României la not masculin. Dacă vrei să înțelegi mai bine ce înseamnă performanța lui de la mondialul de natație, îți spune mai multe colegul meu Sebastian Ujică, editor Alev News. Am minimizat puțin performanța cu adevărat colosală reușită de către David Popovici. Acest tânăr de doar 17 ani a intrat cu adevărat în istorie. El a reușit cel mai bun timp pentru un junior la un campionat mondial și al patrulea cel mai bun timp din istoria acestei probe. El a depășit și alți uriași din istoria acestui sport, precum Ian Thorpe, australianul care a cucerit 5 titluri olimpice și 9 medalii în total. Gândește-te că Popovici a avut un timp de 1 minut și 43 de secunde și 21 de sutimi. Ei bine, ca să înțelegem ce înseamnă asta, ultima dată când un notător a avut un timp de sub 1 minut și 44 de secunde la 200 de metri liber, ei bine, Popovici avea doar 8 ani când s-a întâmplat asta. Cum spuneai și tu, este singurul campion mondial din istoria României. Mai avem însă două medalii la fete, trebuie menționată. Diana Mocanu în 2001 la 200 de metri spate și Tamara Costache în 1986 la proba de 50 de metri liber. Mi-a plăcut și declarația lui David Popovici de după cursă. El a spus, sunt pur și simplu obosit. Însă la 17 ani și 278 de zile, această oboseală trece și cu siguranță David Popovici mama obține foarte multe medalii. Și Roberta Grinț a fost implicat într-o cursă istorică în care a fost dovorât în record mondial, din păcate nu de către românul nostru, ci de către un italian. Grinț a încheiat cu al 8-lea timp în cursa de 100 de metri spate și chiar dacă poate să nu pară wow în contextul în care vorbim despre titlul mondial al lui Popovici, la acest nivel este cu adevărat o performanță și ce a realizat Robert Grinț. Gândește-te că sportul românesc trece dintr-o perioadă deloc fastă, să spunem așa, nici nu vreau să aduc aminte de ultimul meci al naționalei de fotbal, însă iată cum doi băieți ne pun cu adevărat pe harta sportului mondial. Mai multe despre performanța uriașă a sportivului nostru ne spune Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație. Bună dimineața și vă mulțumim pentru prezența la Lev News. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Ce reprezintă triumful lui Popovici pentru înotul românesc, pentru sportul românesc? Ce pot să zic sau cu ce pot să încep este că mi-a plăcut foarte mult prezentarea de mai devreme și este într-adevăr o realitate frumoasă, clară și o realitate cu care ne mândrim. Avem la această ediție a campionatelor mondiale doi băieți extraordinari, doi sportivi de excepție, doi sportivi talentați, doi sportivi care au muncit și vor mai munci pentru a reuși să câștige medalii pentru România. Bineînțeles că n-ar trebui să picăm în capcana în care de acum încolo, dacă nu ne întoarcem cu o medalie de la un campionat sau dacă acest sportiv nu câștigă la fiecare probă și la fiecare cursă o medalie, începe dezastru și notul se duce în cap.
Nu, așa este în sport, toți sportivii își doresc să câștige, din păcate nu se întâmplă de fiecare dată acest lucru, depinde foarte mult de formă, depinde foarte mult de psihic, depinde foarte mult de cum dorm și ceea ce mănâncă înainte, poate nu le priește, deci performanța depinde de foarte multe lucruri și mă bucur că David a avut ieri o cursă extraordinar de bună, o cursă de excepție și bineînțeles asta ne bucură pentru că iată o filă importantă în istoria natației a fost scrisă ieri și a fost scrisă cu peniță de aur, să zic așa. Credeți că David Popovici va deschide ușa, dacă pot să mă exprim așa, către tinerii care doresc să facă natație, acest adolescent fabulos și performanțele acestuia vor atrage și mai mulți copii către natație? Cu siguranță că această performanță va atrage un număr extraordinar de mare de copii și de părinți care își vor aduce copiii la acest sport, la rugămintea sau nu a celor mici, de a-l vedea, de a-l simți, de a simți ceea ce David simte atunci când intră în apă. Dar nu putem vorbi despre o ușă deschisă pentru că natația a adus rezultate de excepție de-a lungul timpului. Este adevărat că mai mult cu fetele decât cu băieții, dar aceste uși nu au fost niciodată închise și chiar dacă au fost un pic așa între deschise câteodată și nu au fost larg deschise, și aici mă refer bineînțeles la performanță, să știți că noi oamenii din acest sport întotdeauna am avut speranța că în curând vor apărea și performanțele. Și performanțele au început să apară încă din 2015, atunci când Robert Glință devenea campion mondial de tineret și iată că acum în 2022 încă este și ne reprezintă cu cinste în finale de campionat mondial, după ce în 2021, în an de pandemie, reușește să câștige titlul european. Anul acesta, bineînțeles, a început cu un titlu de campion mondial pentru țara noastră, câștigat de extraordinarul David Popovici, și cu siguranță că nu se va opri aici, pentru că vara aceasta este lungă, este plină de competiții, încă două campionate europene încă două campionate europene, exact, pentru David Popovici junior și seniori, încă un campionat mondial în bazin scurt și încă un campionat mondial de juniori. Deci o să fie un an lung, un an în care ei vor concura și vor încerca să-și reprezinte țara exact așa cum au făcut-o și până acum, cu cinste. Le avem pe Tamara Costache și pe Diana Mocanu, dar în momentul de față suntem martorii unui fenomen prin care renaște natația de la noi din țară, putem spune acest lucru? Am fi putut spune acest lucru anul trecut, dacă îmi dați voie să fiu sinceră și corectă, pentru că David Popovici a reușit încă de anul trecut să arate oamenilor din sport și nu numai, că este unul dintre cei mai valoroși sportivi ai lumii, după ce Robert Glință se calificase la a doua ediție a Jocurilor Olimpice și avea șanse reale de a câștiga o medalie. Deci aveam doi sportivi care tindeau mai sus de o finală olimpică fiecare și care s-au ambiționat unul pe celălalt în perioada de pandemie să se pregătească, să fie serioși, să nu le fie frică de ceea ce s-ar putea întâmpla și să rămână focusați pe pregătire. Deci, ca să fim corecți, putem să spunem că încă de anul trecut notul a renăscut. Cum a spus și dumneavoastră, și Robert Glinț a reușit o performanță de invidiat. Doresc să vă întreb, cum se simte el după finală?
Nu a fost o cursă așa cum se aștepta să fie, dar el este un campion, a tras linie și își vede în continuare de competiție și de ce mai are de notat. Acum, bineînțeles, momentan n-aș vrea să spun mai multe lucruri pentru că se face un rezumat și cu toții facem un rezumat la finalul competiției și nu la finalul fiecarei probe. După fiecare probă este treaba sportivului și a antrenorului să decidă ce au greșit, unde au greșit, dacă au greșit și să meargă mai departe cu ce mai pot îmbunătăți ca în următoarea cursă să nu se mai facă aceleași greșeli. Deci în ceea ce ne privește o să facem o analiză la finalul competiției, așa că momentan mai are de notat. Le dorim sportivilor cea mai bună performanță pe viitor. Doamnă Camelia Potec, vă mulțumim pentru prezența la Levinews. Cu mare drag și vă așteptăm luna viitoare, 10 iulie, la campionatele europene de not, de la Otopeni, acolo unde, bineînțeles, David va fi din nou în prim plan, mai ales că el este ultimul an de juniorat și unde, bineînțeles, vom mai avea sau veți mai avea surprize plăcute din partea întregii echipe a României, plus, bineînțeles, după aceste campionate europene, participarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European, unde delegația României de not va aduce la fel în prim plan câțiva sportivi mult mai tineri. Sigur, doamna Levnews va veni cu cel mai mare drag.